găsit tuturor! Emisiunea de astăzi este cumva o continuare a ultimei ediții și asta pentru că despre psihodietă se poate vorbi nu una, două sau trei emisiuni, ci mult mai multe. Din ediția trecută am concluzionat că psihodieta reprezintă echilibrul dintre minte și alimentație. Astăzi, prietenul nostru, Dan Filip, psihonutriționist, ne va purta în profunzimea acestei științe, care cuprinde mai multe faze și etape, despre care chiar el ne va spune. Bun venit, Dan! Bine te-am găsit, Adina! Așa e, psihodieta are mai multe faze și etape. Eu nu le știu, cei care ne urmăresc nu le știu. Dar sunt tu le știi și ești gata să ni le împărtășești. Sunt cărți studiate, dar în primul rând vreau să te felicit că suntem la 11 emisiune. Exact. Și noi ne-am propus doar 10, dar uite că publicul a fost receptiv și a vrut mai multe. Și vreau să spun ceva, vreau să spun dinainte, dar am zis să-ți fie surpriză și pentru tine înainte. Unul dintre tinerii sau una dintre familiile din Petrila care ne urmăresc, în urma emisiunilor noastre, au apelat la noi pentru că a apelat la mine pentru că băiatul lor a intrat la SRI, a trecut toate testele cu brio, doar că trebuia să mai treacă de un singur test, testul greutății. Și i-a spus de la SRI că într-o lună de zile trebuie neapărat să slăbească 10 kg. Dacă nu, nu este admis. Au pus una pe telefon în urma emisiunilor noastre. Au trecut 4 săptămâni aproximativ. Vreau să spun că ne-am atins targetul de minus 10 kg înainte de cele 4 săptămâni. Și ea de la SRI au fost uimiți de el și ce rezultate bune au avut. Și uite că în urma emisiunilor se acumulează niște rezultate foarte frumoase ale oamenilor. Și mă bucur că sunt mult mai vocali și mult mai vizibili poate decât cotașii care au lăsat anumite. Și au mai mult comentarii. Curaj, sunt mult mai motivați. Și vreau să vă spun că și noi suntem motivați, cei de la HD365. Este cea mai mare bucurie pentru noi când vedem că ceea ce lucrăm noi aici zi de zi are rezultat în fața celor care ne urmăresc. Dar să trecem la psihodietă, despre care tu trebuie să ne spui foarte multe detalii. Vrei o miză ca să faci sau o scuză ca să zaci? Cam despre asta se rezumă cu psihodieta și cam despre asta o să vorbim astăzi. Despre puterea aceasta a creierului și despre programul pe care l-am făcut de-a lungul timpului și de-a lungul experienței pe care am acumulat-o. Pentru că uite, când m-am apucat la început, m-am apucat cu foarte mult foc și patimă, pe care, Doamne ajută, le am în continuare, dar am văzut că de multe ori oamenii clachează pe la mijloc sau pe la început. Și mi-am dat seama că mai important decât număratul caloriilor, mai important decât anumite regimuri sau despre anumite feluri de mâncare pe care să le mâncăm, e mult mai importantă puterea creierului și setarea obiectivelor. Calea pentru a accesa puterea creierului este un program deosebit de eficient și unic pe care l-am creat citind și studiind, chiar este și o carte pe care o recomand oamenilor, Puterea creierului, și studiind foarte mult și făcând foarte multe cercetări științifice, dar trecute prin filtrul meu și prin filtrul mediului și oamenilor unde noi trăim. Pentru că de multe ori am observat că oamenii atunci când își propun niște obiective, își propun niște obiective destul de mari și ei când văd că nu reușesc sau că văd că nu își pot atinge ținta de a slăbi 3 kg sau de a intra într-un costum sau de a fi fit până a merge la strand, ei caută să găsească în mod natural niște scuze. Ba e de vină cățelul, ba e de vină purcelul, ba e de vină soțul, soția, copilul sau oricine altcineva. Și noi ne căutăm scuze în mod natural și prin puterea creierului și prin psihodietă, noi cumva am eliminat problema aceasta a autosabotării, să-i spun. Mi-a venit acum, autosabotare. Noi ne autosabotăm. Exact, asta și facem. Da. Așa că m-am hotărât să studiez mai mult puterea creierului, dar care se împarte pe anumite faze, pentru ca omul, clientul, pacientul să nu mai dea greș și cred că în proporție de peste 90% avem un succes destul de mare. Care sunt aceste faze care, practic, dacă le respectăm, ne ajută să ajungem la obiectivul dorit?
Păi, înainte de fazele propriu zise ale dietei, sunt fazele ale interviului. Omul vine să ne cunoaștem sub forma unui interviu, i-am dat eu numele, dar nu este un interviu, este o discuție foarte personală. Și acest interviu se împarte în patru etape. Unul este mentalitatea. Eu trebuie să descopăr mentalitatea omului din fața mea. Trebuie să văd care sunt alegerile lui. Adică, cum am spus și în emisiunea anterioară, noi avem două obiceiuri, obiceiuri de a face sau de a nu face. Trebuie să văd unde predomină. Trebuie să văd de unde, pe lângă parametrii corporali, pe lângă analizele de sânge, trebuie să-mi dau seama de unde au plecat problemele metabolice. A doua etapă este evaluarea, unde le evaluez atât cât și corporal, cât și psihic, dar despre asta am vorbit prima dată, unde în funcție de parametrii corpului, în funcție de grăsimea de pe organe, grăsimea totală, masă musculară, masă osoasă, eu pot să-mi dau seama de unde, cam de la ce stadiu să-l iau. Dar acum, indiferent că vii să pierzi 50 de kilograme, indiferent că vei să pierzi un kilogram, noi tot cu prima fază începem, doar că diferă timpul. Și atunci eu pot să-mi dau seama după evaluarea aceasta cât durează prima fază, cât durează a doua fază, cât poate dura a treia fază. A treia fază a dietei, a interviului, este energia creierului, unde eu învăț omul din fața mea cum să-și hrănească creierul mai bine, și la propriu, dar și la figurat. Pentru că, după cum știm, sau poate unii dintre noi nu știm, creierul nostru are nevoie de hrană, este singurul organ care mănâncă. Și atunci noi trebuie să-l învățăm să-l alimentăm sănătos, ca să putem să avem un nivel cât mai scăzut de insulină și de glucoză, ca să nu mai avem anumite pofte de dulce sau de sărat. Deci, a treia fază ar fi energia creierului și a patra fază este instruirea, unde noi facem un tipar al zilei și o hartă a dietei, pe unde trebuie să parcurgem noi. Cât de greu, pentru că vorbim despre psihodietă, este să lucrezi cu mentalitatea oamenilor? Pentru că și săptămâna trecută discutam despre locurile în care sunt născuți oamenii cu care lucrezi. Uite, de pildă, exact cum am dat și exemplu, grecii, italienii au altfel de mentalitate. Ei bine, și noi românii avem o altfel de mentalitate, din păcate mai nesănătoasă decât a celor din partea mediterană, ca să zic așa. Cu toate că noi ne tragem din daci și din romani și avem spiritul acesta de spartan, de luptător, ne găsim prea multe scuze. Suntem foarte sensibili atunci când vine vorba de a face ceva concret. Probabil e mult mai ușor dacă eu vin și spun: Alina, vrei să slăbești 20 de kilograme? Fie, îți dau barosul ăla, trebuie să te duci să dai parterul jos de la blocul ăla. Cred că o să fie mult mai ușor pentru tine decât să spun că 2 luni, 3 luni de zile va trebui să avem foarte mare grijă ceea ce mâncăm și ce facem. Așa că este greu, dar îmi place, mie îmi place ceea ce fac. Când faci ceea ce îți place, nu vei mai simți că muncești. Și am văzut că eu dau din mine foarte mult, după cum am mai spus în alte emisiuni, Dumnezeu m-a trecut prin anumite ipostaze care m-au ajutat să învăț cât mai multe despre mentalitatea omului. Și așa că el, chiar dacă vine cu o cruce grea în spate, pot să-l ajut să o care cât mai Și bine. dacă asta ai putut să deprinzi din cărți și din documentație, ai așa un dar de a te băga și la sufletul omului, ca să-ți spun Mulțumesc. sincer. Dar cât de greu este pentru un om care vine acum pentru prima dată la tine să treacă prin aceste faze? Păi, prima fază este faza primitivă. Unde? În faza primitivă trebuie să faci cam exact ce spun eu. Faza primitivă, ți-am spus, poate dura 30 de zile, poate dura 20 de zile, În poate dura funcție de 10 zile, fiecare în caz în funcție, parte. da, de fiecare. Dar cam trebuie să faci exact ceea ce spun eu, indiferent că trebuie să slăbești 1 kilogram sau că trebuie să te îngrași 5 kg sau să slăbești 50 de kilograme, pentru că sunt niște etape foarte bine puse la punct.
se comit foarte multe greșeli și așa că trebuie să monitorizez omul care lucrez pas cu pas, poză cu poză, masă cu masă, gânduri noi la fiecare cu unii dintre ei care văd că au probleme în partea aceasta la fiecare sfârșit de zi, ne spunem anumite gânduri, obiective, feedback-ul zilei și după aceea la sfârșitul săptămânii. În prima fază cam trebuie să faci tot pas cu pas. Maxim poate să dureze prima fază 30 de zile, dar asta în funcție și de problemele metabolice sau problemele metabolice pe care le ai. Din a doua fază este un pic mai ușor, pentru că în prima fază ți se pare totul imposibil. De exemplu, am o doamnă, tot din Petrila, nu știu, ăștia din Petrila vizează mai mult, da, da. Am o doamnă, doamna Maria, o salut, a venit la mine cu aproximativ 150 de kg. Avem două luni de zile, avem deja 23 de kg date jos. A ascultat pas cu pas de ceea ce am spus eu, dar eu când i-am spus ei prima oară că noi trebuie să dăm peste 50 de kilograme jos, în prima fază, în prima asta fază primitivă, totul se pare greu și imposibil. Exact. Absolut tot. Acum, după două luni, trecând la faza mecanică, care este a doua fază a dietei, faza mecanică, acest obiectiv nu îi se mai pare așa greu de atins, pentru că aproape jumate noi deja avem dat jos în nici două luni de zile. Faza mecanică e mult mai ușoară, deja îți crește stima de sine foarte mult, prinzi foarte multă încredere, începi să experimentezi noi gusturi, poate dacă înainte nu mâncai iaurt, acum zici, bă, ce bun iaurtul, cu un pic de fruct, cu semințele despre care mai vorbeam, începi să descoperi noi tipare de gândire, pentru că atunci când îți crește stima de sine foarte mult și nivelul de dopamină, o să vezi că creierul tău funcționează altfel și parcă prinzi curaj să te bagi acolo, devii mult mai social, te bagi în seamă, vorbești, este mult mai ușor. Faza mecanică durează un pic mai mult, pentru că aici începi să devii ușor, ușor independent, dar tot ai nevoie de un sprijin și de un mentor, cum sunt eu în situația de față. Dar trebuie să recunoști că în faza mecanică poți să o și comiți mult mai ușor și sunt foarte multe cazuri în care sunt aproape de target, ca să zic așa, și mai plec urechea la o ciocolată, la un fast food, la un nu știu ce. În faza a treia o comiți cel mai greu, dar și în a doua. Și atunci... Prima fază e cea mai faină. Cum ai spus, prima fază e cea mai faină că e speriat. Ești cu minte, bă, dacă l-au zis atunci, așa, pac, mă. În a doua fază, cum ai spus, încep să-ți iei lumea în cap. Pentru că ce mai fac unii dintre pacienții mei? Noi resetăm metabolismul ăsta. Și ei, într-o săptămână, într-o zi, se duc și gustă ceva, mănâncă ceva. Vin la mine la cântar, datorită faptului că noi am setat un pic, am resetat acest metabolism și am îndreptat hormonii înspre grăsime, ei vin tot pe minus și zic, păi eu săptămâna asta am ciupit de o înghețată, am slăbit mere și săptămâna viitoare una. Săptămâna viitoare, poate nu mânci una, poate mănânci două. Una jumătate, două. Sau două și o să vezi acolo. Sunt anumite, dar faza e că nu există mincinos mai mare pe lumea asta decât mine, decât eu. Și așa că eu fiind un mare mincinos, mă mințeam, eu mă autosabotam foarte mult și mă mințeam foarte mult, eu imediat pot să descoper o minciună și atunci îmi dau seama. Dar ăsta e și rolul întâlnirilor noastre, ca să vorbim și să ne întărim pentru săptămâna care urmează. Dar faza mecanică este un pic mai lungă decât faza primitivă, pentru că acolo durează un pic să înveți și să te descurci singur. Și faza a treia este faza spontană, se numește, unde deja ești cam pe cont propriu. Ești ca și copilul acela de care face 18 ani și vrea să fie independent și mami cu tati spun bine, mă. E viața în piept și când atinge viața pe piept, parcă cauți rădăcinile. Exact, și atunci sunt alături. Încă le spun, acum am pus o condiție nouă la interviu. Una dintre condiții e să ținem legătura pe cât mai mult timp, pentru că pe mine mă interesează după aceea să ne vedem la două luni, la trei luni sau o dată pe lună, ca să nu treci niciodată în extrema cealaltă, pentru că e mult mai ieftin și mai ușor să previi decât să tratăm din nou. Și așa că faza spontană, dar la faza spontană e total diferită. La faza spontană mănânci de toate, dar deja toate obiceiurile acestea devin automatisme. Tu nu mai simți să mai faci salata, tu nu mai poți mânca fără salata și asta nu ți-o povestesc doar din perspectiva mea.
din feedback-ul clienților, adică ei vin și îmi spun, uite, de săptămâna trecută mi-a venit un client care a fost printre primii mei oameni care am lucrat, domnul Ciobi de la noi din Petroșani, care mi-a zis, Dane, pe la mine nu există, eu nu mai pot să mănânc fără salata aia, nu mai pot să mănânc nimic. Se mai întâmplă uneori să mai mănânci pe grapă, dar devine ceva în instinct. Pentru că noi instalăm niște obiceiuri și la început le forțăm, da, le forțez, exact. eu stau și ele după aceea devin automatisme. E la fel ca și atunci când intri în casă, primul lucru pe care faci să te speli pe mâini sau te schimbi în hainele de casă, când te pui în pată, ții pijamale sau când te duci la școală, scoți caietul, stilou. Asta se întâmplă, eu nu le impun nimic a clienților, automat ei se... Se dezvoltă. Creierul nostru e ca un copil, la fel în continuare ca un burete, doar trebuie stimulat în sensul bun. Cum facem că acum vara avem tendința prin prisma faptului că e foarte caldă afară și nu putem mânca anumite lucruri poate mai grele? Alegem o salată, dar cu toate acestea nu scăpăm de obiceiurile cele rele despre care noi am mai discutat. Cum ar fi băutul unei beri seara la terasă, care după o bere se transformă în două, că prima ai băut-o de sete așa, da, pe repede, a doua de să stingi prima halbă și așa de se continuă. Da. Ai pus o întrebare foarte bună ca de obicei. Un pic răspunsul... E ok să te duci să bei bere. Da? Ieșim noi, uite, ies cu tine, ies cu Cornel, da? Vreau să beau un fresh. Nu bere e problema, freșurile, acolo e problema. Și limonadele, și că eu vreau să am grijă, nu beau cola, eu beau un fresh de portocale. E strict, e aceeași cantitate de zahăr, aceeași chestie, deci nu este nicio diferență, eventual beau un cola zero. Dar că dacă tu ai zis de bere, hai să vorbim de bere. Putem să mergem să bem o bere, dar nu berea ne răcorește. Dacă vrem să ne răcorim, bem o apă rece, cu gheață, fără lămâie. Eventual punem un pic de mentă. Berea ne răcorește doar mental. Cei care sunt, eu nu sunt cu berea, nu știu, nu beau, dar cei care sunt pasionați de bere, părinții mei au, chiar de prin anii 90, au un bar și am văzut oamenii când pun mâna pe bere, așa o mângâie, o curăță de transpirație și cum e rece și când beau îmi făceau și mie poftă, chiar că mie nu-mi place berea și mă uitam, noi berea ne satisface setea mentală, nici de cum setea noastră pe care noi o simțim fizic. Așa că du-te, bea o bere, dar dacă vrei să ai niște obiective de atins, să pierzi niște kilograme și să arăți mai bine la ștrand sau să ai niște nunți, da? Ai niște amenzi vara asta și trebuie să te duci și ca să intri mai bine în rochie, atunci ferește de berea aceea și bea o apă la terasă sau un Cola Zero sau un Pepsi Max. Nu știu dacă am mai vorbit și de mitul cu Pepsi Max sau cu Cola Zero. Am vorbit, dar vreau să te întreb eu, dacă tot suntem la capitolul, da, zero, este vreo diferență între berea cu alcool și berea fără alcool din punct de vedere caloric și, să zic așa, nutrițional? Pentru că știm prea bine că, uite, de exemplu, vinul îngrașă mai rău ca... Ai pus o întrebare care ai scăpat, ai completat foarte frumos la început. Diferența între berea fără alcool și cu alcool e alcoolul, da? Da, aici clar, dar mă refeream la zero ăla. Din punct de vedere nutritiv, nu este nicio diferență, pentru că în continuare este foarte mult amidon în ea sau sirop de porumb, se bagă și foarte mult zahăr. În continuare, berea aceea și are foarte multe calorii, adică o bere fără alcool are, aici, uite, nu știu destul de bine că nu beau bere, dar mi se pare că unele beri fără alcool au mai multe calorii decât o bere cu alcool. Așa că gândește că o bere în aceea e aproape un pui la rotisor. Bere fără alcool, mă refer. Așa că nu este nicio diferență. Dacă ți-i poftă de bere, du-te și bea bere astăzi. Du-te, ia-ți. Chiar am avut un client, o zis, Dane, nu, eu nu sunt alcoolic, sau chiar nu e un domn foarte de treabă și elegant, dar uite, fie pasiunea mea, bă, de când obiceiul, mă știu eu. Poate să-i zicem. Obiceiul meu, eu când vin acasă, eu nu vreau nici familie, să văd nici familie, nici copii, mă urc în cameră la mine, mă iau, mă spăl, bă, îmi deschid o bere rece și până nu beau berea aia nu vorbesc cu nimeni. Îți dai seama că a fost foarte greu să-l dezvăț de obiceiul acesta. Norocul lui a fost că l-a speriat anumite analize. Dar noi ce făceam? La fiecare 3 săptămâni, 4 săptămâni, îți dau cuvântul meu, o ladă de bere luăm.
sâmbătă, duminica, bă, o ladă. Bă, o ladă, o bem. Azi, o ladă până, bă, când sufi nasul să iasă bere. Și după aceea stăm cu minți. O săptămână, două, trei. Deci doar trebuie să învățăm să fim cumpătați. Cei cu probleme de greutate, cei care nu au probleme, se simt foarte bine și arată foarte bine, bezi câte bere vreți. Și mai faceți și niște analize. Dar pentru un stil de viață sănătos? Pentru un stil de viață sănătos, clar, nu. Trebuie să avem grijă atunci, nu. Bere nu. O bem de poftă și la fel și vinul, mitul acesta cu vinul este sănătos să bem câte 50 de mililitri, 100 de mililitri în fiecare seară, nu este adevărat. Pentru un om supraponderal sau obez. Faptul că te duci Adina sau Cornel, soțul tău care arată foarte Cornel, bine. Cornel, eu aș mai bea, dar înghit în sex. Înghit în sex. Așa că mai bei un pic seara, nu, aici nu este discuție. Dar pentru oamenii care au metabolismul dat peste cap, este o problemă și vinul acela, da. Unul dintre avantajele oamenilor cu care tu lucrezi este faptul că, spre deosebire de alte diete, tu mai oferi așa portițe de răsfăț, ca să spun așa, însă după acest răsfăț trebuie multă disciplină. În ce condiții are voie un pacient care lucrează cu tine sau un om să beneficieze de aceste mici răsfățuri? Să ne îndeplinim micile obiective, nu marile obiective. Adică, pas cu pas, dacă te ții pas cu pas de ceea ce vorbesc, de ceea ce te învăț eu, la fiecare 30-40 de zile se pierde câte 10% din greutatea corpului sau 10% din grăsimea corpului. Dacă noi ne atingem, pentru că aici intervin niște factori medicali, nu pot, dacă tu ai săptămâna, weekend de răsfăț, înainte să atingi targetul acela, s-ar putea să trebuiască să o luăm de la capăt. Așa că, ca noi să profităm de aceste răsfățuri, trebuie să ne atingem acel 10% din greutatea corpului, care de obicei se atinge în 30 de zile sau mai puțin, dar se poate duce și până la 40 de zile. Pentru că la femei intervine și faza de premenopauză și menopauză, unde sunt anumite retenții de apă. Dar trebuie să ne atingem micile obiective, nu marile obiective, ca să ne și răsfățăm. Asta am vorbit așa la capitolul psihodietă, de partea de dietă, dar vreau să te întreb de ce practici acest model, pentru că sunt foarte mulți specialiști care nu permit așa ceva. Asta este ceea ce m-a salvat pe mine, în primul rând. Deci, în primul rând, asta m-a salvat pe mine. Eu am încercat și cu alți specialiști, și cu alte shake-uri, și cu alte pastile, și cu alte injecții. Le-am încercat pe toate. Eu sunt omul care le-a încercat pe toate. După cum am spus în toate emisiunile, până în data de omul care mi-a lucrat aici, eu n-am băgat de seamă că eu trebuie să am grijă acolo. După ce domnul Vlacos a lucrat la creierul meu, el putea să-mi spună mie orice, că aș fi făcut orice când am început să văd rezultate. Așa că unii nu sunt de acord cu psihodieta, îți spun și de ce, Adina. Pentru că nu știu psihodieta, nu cunosc psihodieta. E foarte ușor ca tu, influencer de sănătate și de vândut anumite suplimente. Și suplimente care slăbesc, e foarte ușor. Eu văd pe unii care s-au născut poate subnutriți sau poate care au avut un kilogram, două în plus. Ei nu s-au combătut niciodată cu depresia, cu gândurile, cu eșecurile. Ei au făcut un efort de o lună, două, poate la sală și într-adevăr pozează că îi arată foarte bine și prin chestia asta eu m-am vindecat. Sau, uite, dacă tu îți numeri caloriile de fiecare dată, uite, așa o să ajungi ca și mine. Păi da, tu unde ai fost înainte? Tu arătai obez sau arătai poate un pic mai rău decât ești acum sau înainte? Așa că ei nu lucrează foarte mult specialiști, nu sunt de acord cu psihodieta pentru că nu o cunosc, nu o studiază și e mult mai simplu ca în fața clienților, în fața pacienților, noi să spunem, da, asta trebuie să faci pentru că asta are atâția nutrienți, atâtea calorii, că te face cumva mai inteligent în fața omului care nu cunoaște.
dar pe om la un moment dat el nu o să mai înghită gălușca asta și când o să vadă că după ce el își numără zi de zi, el nu mai dă importanță nici carierei, nici familiei, că trebuie să stea numai să numere caloriile alea și după ce vede că el nu are rezultate, o să cam vezi că cam după 2-3 luni o să o bucteze și când te apuci un deficit caloric trebuie să ții toată viața, altfel te vei îngrășa înapoi. Nu reglezi absolut nimic în corpul tău. Încă o dată, deficitul caloric este pentru alte tipuri de metabolisme și oameni, pentru sportivi, nici de cum pentru oameni. Așa că unii nu sunt de acord pentru că nu știu. Dar am văzut că e la mod acum, Adina, să promovezi, să spui că psihologia e cea mai importantă și mentalul și așa, dar trebuie să vadă clienții ca înainte să apeleze la un influencer să aibă și niște rezultate și niște studii în spate și niște școli, nu doar niște cursuri. Practic, psihonutriția a apărut odată cu trecerea timpului, pentru că eu sunt fer convinsă că dacă spuneai acum 20 de ani la cineva de psihonutriție, zicea, da, du-te mă că ești nebun. Ei bine, lumea a evoluat, omul a evoluat, mediul în care omul își desfășoară activitatea a evoluat, vedem tehnologia cât a evoluat și cât impact are asupra psihicului nostru. Da, pentru că acum cu tehnologia tu nu mai pui telefonul, sunt aplicații, exact. Pui telefonul pe o farfurie ce mănânci tu și nu mai trebuie să mai scrii tu că îți numără direct caloriile. Ceea ce este foarte ok. Este foarte ok pentru când încerci să te menții, când încerci să fii sănătos. Uite, sunt foarte mulți oameni la sala la care mă duc eu la dojo și oameni de vârste destul de înaintate și arată extrem de bine. Niște cu oamenii chiar dacă arată extrem de bine, ei în continuare își numără caloriile ca să arate cum arată. Dar noi nu vorbim de oamenii care arată deja bine. Noi vorbim de oamenii obezi. Așa că psihonutriția a evoluat odată cu omul, odată cu tehnologia, însă tot de la știință pornesc toate și tot de la echilibrul dintre minte și corp. Și fără un mentor nu poți să faci chestia asta. Indiferent de cât de mult studiem noi pe internet, pentru că acum informația e liberă și rapidă, indiferent cât de mult studiem, noi încă avem nevoie de părintele acela care, între ghilimele, e cu ochii pe tine și cu biciu pe tine, știi? Noi încă suntem copii și creierul nostru încă este copil și are nevoie. Sunt și oameni care reușesc singuri, toată stima și respectul, dar cred că peste 80% din noi încă avem nevoie de cineva care să ne treagă de mânecă, bă, ai grijă, vezi acolo. Exact. Și aici intră rolul profesionistului. Mulțumim mult pentru sfaturile de astăzi. Chiar acum, înainte să terminăm emisiunea, mi-a venit o idee pentru ediția următoare, să vă aducem în prim plan ponturi de a face față căldurii vara. Ce zici, Dan? Te bagi? Da, desigur, da. Așa că rămâneți alături de noi săptămâna viitoare. Aflați cum puteți face față căldurii, dacă puteți să mâncați o înghețată, ce fel de înghețată, ce limonadă, dacă se poate o limonadă, cum să faceți față căldurii de afară, cât de importante sunt fructele, cât de importantă este hidratarea, toate săptămâna viitoare. Până atunci, eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!